Doliu în lumea artei s-a stins din viață un important scriitor și pictor. Este vorba de scriitorul și pictorul german Bruno Eple, a decedat la vârsta de 92 de ani. Moartea sa a fost confirmată de către primarul orașului Ohningen, din landul Baden-Württemberg, locul de reședință al artistului, în calitatea sa de scriitor. Eple este cunoscut pentru poemele în proză scurtă în alemanic, un grup de dialect vorbite în sud-vestul Germaniei. Eple a scris de asemenea și în germana de sus standard, în calitatea sa de pictor. Lucrările lui Eple sunt clasificate la categoria de artă naivă, caracterizată prin simplitate și sinceritate. Sunt considerați în general pictori naivi, acești artiști cărora le lipsește o educație artistică formală. Bruno Eple s-a născut pe 1 iulie 1931, în Riehlasingen, sud-vestul Germaniei, și a activat ca profesor de liceu până în 1989. Cariera sa artistică a început în 1955, iar picturile sale i-au adus recunoaștere inclusiv în plan internațional. Eple a trăit pe legendara peninsulă Hori, supranumită peninsula artiștilor, în partea vestică a lacului Constance, un loc special care a fost la un moment dat și casa scriitorului Hermann Hesse și a pictorului Otto Dix.